Trăim în țara în care cele mai multe tăieri ilegale de arbori trec neobservate pentru că hoții de lemne au învățat să fenteze până și cele mai sofisticate metode de control. Sistemul SUMAL de urmărire a transporturilor din pădure până la vânzare poate fi folosit atât online cât și offline, iar asta le permite răufăcătorilor să doboare mai mulți copaci decât declară. Inspectorul Pro și organizația Agent Green vă prezintă metodele prin care lemnul tăiat ilegal devine legal, fără ca autoritățile să miște un deget. Activiștii de mediu susțin că Ministerul Mediului și Guvernul României au primit informări de acum câteva luni asupra acestor nereguli, dar n-ar fi luat nicio măsură. În România, doar 1% din tăierile ilegale de arbori sunt depistate de autorități, potrivit datelor asumate de organizația Greenpeace. Asta deși suntem singura țară din lume care deține cel mai complex sistem informatic de urmărire a lemnului. Deși SUMAL 2.0 este foarte eficient la un an de la punerea sa în funcțiune, lemnul se fură în continuare. Hoții au învățat cum să ocolească SUMAL și își asumă întreaga răspundere în fața legii. Timp de un an, inspectorul Pro și Agent Green au urmărit cum procedează aceia care introduc pe piață lemn tăiat ilegal, dar pe care îl vând apoi coacte în regulă. Mă puteți ajuta să-mi spuneți cum apare la dumneavoastră un transport de lemn, pentru că există o suspiciune? Suntem în județul Argeș pe urmele unui camion încărcat cu lemn. Avem informații că a plecat din pădure fără ca transportul să fie declarat. Când ajunge în dreptul nostru, îl filmăm și îl verificăm. Sistemul ne anunță că avem de-a face cu un transport ilegal. Este un camion încărcat cu bușteni. Sunt bușteni foarte mari. Am plecat în urmărirea lui și vrem să vedem unde descarcă. Filmările noastre au loc într-o zonă unde mai multe grupări au golit munții întregi de lemn și i-au lăsat fără pădure. Urmele dezastrului se văd cu ochiul liber. Abia anul trecut o parte dintre suspecți au fost condamnați la închisoare și doar în primă instanță. O altă parte a grupării n-a fost trimisă nici măcar în judecată după 10 ani de cercetări. Faptele se prescriu anul acesta, iar suspecții pot rămâne nepedepsiți. Sunt liberi și își continuă afacerile cu lemn. În momentul în care el pleacă din pădure, ar trebui să apară în statusul aplicației cuvântul în tranzit, ori în aplicație apare înregistrat. Acesta este indiciul faptului că el nu ar fi trebuit să se miște de pe loc din pădure. Revenim la camionul nostru și vrem să ne asigurăm că nu avem de-a face cu o problemă tehnică. Sunăm la dispeceratul SUMAL și cerem să ni se explice diferențele dintre termenii folosiți în aplicație. Sunați la 112 și atunci se poate să-l oprească. Pentru că s-ar putea ca acest transport să fie un transport ilegal. A, deci există această posibilitate, da? Exact. Am înțeles. Are cod, n-are poze și statusul e stadiul acceptat, înregistrat, deci n-ar fi trebuit el să existe în tranzit. Okay, bun, e clar acum. Descoperim așadar o metodă de ocolire a rigorilor impuse de sistemul SUMAL. Aplicația permite eliberarea vizelor de transport atât online cât și offline pentru situațiile în care nu există conexiune la internet. Hoții de lemn speculează exact capacitatea sistemului de a fi folosit offline pentru a sustrage arbori din pădure. Cum se fură de fapt? Operatorul introduce datele online în SUMAL, iar apoi își oprește internetul pe tot parcursul drumului sau activează modul avion pentru a nu-i fi urmărit traseul, lucru absolut ilegal. Camionul încărcat cu lemn ajunge în depozit și se descarcă. Dacă nu-l prinde nimeni, face mai multe transporturi cu același aviz. Abia la final își activează internetul, iar asta înseamnă că în SUMAL se înregistrează doar un singur transport. Tot lemnul care intră în depozit fără acte provine cel mai probabil din tăieri ilegale sau măsurători subdimensionate intenționat făcute încă din pădure. Surplusul de lemn e întotdeauna vândut la negru. Dacă șoferul are ghinionul, să-i spun așa, să-l oprească poliția, până coboară din camion, își pornește internetul pe telefon și în acel moment că acea încărcătură va fi legală. I-am arătat imaginile ministrului mediului. Tansoș Barna cunoaște metoda transportului multiplu și susține că a surprins chiar și el în trafic două camioane care cărau lemn ilegal, unul în județul Brașov și altul în Covasna. Le-a reclamat pe loc, dar când poliția le-a oprit pe acte, totul părea în regulă, tocmai pentru că șoferul își activase în ultimul moment internetul. În momentul în care au fost oprite, avea telefonul pornit, dar am insistat și a doua zi s-a mers în control la firmă.
Și s-a constatat din datele din sumar și din cantitățile rămase noastre de la firmă că a fost un transport ilegal. În acest caz, controlul autorităților, inclusiv la depozit, s-a făcut la insistența ministrului mediului, după cum susține chiar Tanțoș Barna. Cazul nostru a fost însă diferit. În ziua filmării am fost urmăriți. Este pentru a doua oară când echipajul de poliție trece pe lângă noi. Ne-a întrebat dacă vrem să ne ajute cu ceva. Una dintre mașini s-a și oprit lângă noi. Se uită, cred că la noi, că ce facem aici. Ciudat, nu? La câteva ore după aceste scene, surprinse de echipa de la inspectorul Pro, camionul cu lemn a fost declarat în aplicația Sumal și astfel a devenit legal. Iar Ministerul Mediului ne-a transmis oficial că a fost vorba doar de o problemă tehnică. Vă prezentăm acum o altă metodă ilegală prin care urma lemnului din pădure se poate pierde definitiv. Spre deosebire de cazul anterior, operatorii introduc de la bun început în Sumal datele offline și țin intenționat conexiunea la internet oprită. Dacă pe traseu nu-i verifică nimeni, își dezinstalează aplicația de pe telefon, iar datele introduse offline se pierd definitiv. Prin acest demers, întreaga cantitate de lemn transportată dispare fără urmă, neexistând menționată pe nicăieri, nici măcar în aplicație. Am confirmat această informație cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale. Ei sunt cei care au dezvoltat această aplicație. Ne-au explicat că datele introduse offline se stochează doar în memoria telefonului. De aceea, operatorii sunt absolut obligați să-și lase internetul pornit pentru ca datele să intre în sumal în momentul în care transportul ajunge într-o zonă cu semnal la internet. Numai cine este de rea credință nu procedează așa și o face pe proprie răspundere. Dacă cineva pleacă fără sumal pe drum, este o ilegalitate și este prinsă. Și sunteți siguri că poliția îi prinde pe toți care fac asta? Încearcă să îi prinde pe toți, cu siguranță. Sunteți sigură că poliția i-a prins pe toți hoții din țara asta? Reprezentanții Agent Green susțin că Ministerul Mediului a fost informat încă de acum câteva luni că lemnul din pădurile noastre dispare fără urmă prin metoda care ocolește sumal. Noi am întrebat în scris dacă acest lucru este adevărat și ce măsuri a luat Ministerul Mediului. Până la ora difuzării reportajului nu am primit nicio precizare. Inspectorul Pro a cerut de asemenea și părerea unor consultanți IT. Soluția ar putea fi o actualizare a aplicației Sumal. Utilizatorii care dezinstalează și instalează aplicația consecutiv ar putea fi blocați și ar intra astfel automat în vizorul autorităților de control. Este treaba poliției și a gărzii forestiere să verifice dacă în spatele unor astfel de manevre se ascund transporturi ilegale de lemn.